Salutare și bine v-am găsit. Avem aici un lanț, lanțul de haur, cum îi se zice, Forester nou-nouț și stil 25 RS, tot nou. N-are nicio ascuțire. Să facem așa o comparație. Sunt cam la fel ei la dinți. Uitați ascuțirea lui ăsta din fabrică. Și la RS cam aceeași treabă aproximativ. Hai să vedem care taie mai bine. Așa, cu ascuțirea din fabrică. Să verificăm și tensionarea, să vedem care se întinde. Asta e rece, asta e tensionarea. O verificăm și la cald și după aia și la ăsta la altul. Bun, hai să-i dăm drumul. Lanțul de haur. Bun, el de tăiat e foarte bine, dar știam că, na, am avut mai multe, buba lui se întinde mai mult decât astea. Știu că toate care sunt noi se întind, dar ați văzut și voi RS-ul și ăsta. În afară de treaba asta că se întinde, o să se întindă el o vreme, adică până tai ceva cu el, după aia nu o să mai întindă așa de rău. Da, în rest e bun ca material, că nu e primul pe care l-am și chiar îl recomand. Pentru 35 de lei versus 25 RS, care costă 80 de lei, cam așa, e ok și ăsta. L-am folosit și recomand.
ca lumea. Gata, băi, fraților, v-am salutat, sănătate și toate cele bune!